Ia să vedem. Ia uite-o, mâncați-și. Ia uite-o, hop, hop, hop. Perfect. Încerc schema asta, că-mi place. Haide, mă! Gol, 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 gol! Gol frumos! Bine, mă! Bine, mă, băiatul! Haide, mă! Hai, mă, că se poate! Bară gol! Bară gol! Bun! Și cu capul. Hop. Ne concentrăm. Ajunge. Nu mai vrem, mă. Alunec. Hai, lasă asta. Asta-i, mă! Oh, gol, 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 gol! S-a dus frumos. A dat-o încet. Bam, bam. Asta-i, mă! Oh, gol, 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 gol! S-a dus frumos. A dat-o încet. Bam, bam. Capul. Gol. Stai, mă. Vreau să vorbesc despre Anca de la Strehaia oficial. Cred că ar fi cel mai bine ca tu să spui, să spui adevărul, să spui ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Pentru că lumea te judecă, eu nu te judec. Cel mai bine să spui, pentru că așa e, așa e bine, chiar dacă ai greșit. Ai greșit că te-ai dus acolo, la întâlnire. Și că probabil n-ai vrut să te culci cu respectivul. Te-ai sucit. Probabil atunci când vorbeai prin mesaje cu el, voiai să faci lucrul acesta. Când ai văzut în realitate, ți-ai dat seama că nu-ți dorești să faci lucrul acesta. Nu l-ai făcut. Și s-a ajuns la viol. Nu știu ce să cred, doar din spusele lui Cătălin, rezultă că tu ai fost violată. Acum, na, din moment ce te-ai dus la spital pentru certificat medical, să reacționezi în judecată pe respectivul, înseamnă că ceva a fost acolo, agresiune, ceva, te-a luat cu forța. N-ai avut un control. Multă lume spune bine că s-a întâmplat doar atât, un viol, și nu a fost mai mult de atât. Adică să te omoare sau... Bă, dar unde trăim? Trăim în junglă? Nu trebuia să se întâmple nici acel viol. De ce se întâmplă un viol? M-a spus, violatorii și criminalii la pușcărie. Alea sunt cele mai mari păcate din lume. Că ai furat nu știu ce din magazin, că ai luat una, că ai bam bam, că nu știu ce. Astea nu sunt păcate, că te duci și te-o tragi cu altul, că te-o tragi cu alta. Nu, tată, nu, e nevoie fiziologică. Ca să se înțeleagă foarte bine, atât am avut de spus. Am venit de la antrenament,
Văd că am plecat eu și au venit gâștele. Poate mă duc acasă să le aduc niște pâine. Hai, pam, pam. Salutare, prieteni. Foarte frig afară. Hai, uitați ce mănânc eu seara. Mi-am luat niște covrigei în formă de inimioare. Asta mănânc eu în seara asta. Ziua am mâncat o banană, am fost la antrenament, am făcut iar mișcare, cum de altfel am făcut și acum, am dus până la pariuri, am alergat până la pariuri și înapoi. Acum m-am încălzit, dar curând o să mi se facă frig. De asta am și pândița lângă mine aici, am dat-o jos, ca să am ce pune după aceea pe mine, să mă încălzesc. Ce voiam să mai spun? În legătură cu Cătălin și Anca de la Strehaia, oficial, era să zic original, dar nu e original, e oficial. Observ că toată lumea o judecă. Am aflat așa din comentarii, din ce am văzut pe live și la Cătălin și la Cătălin, că Anca ar fi fost îndrăgostită de acel băiat. Și asta se poate întâmpla oricui. Poți să fii îndrăgostit de cineva virtual și atunci când te întâlnești cu persoana respectivă să nu-ți placă. Eu am avut o experiență de genul acesta cu o gagică din Constanța. Eram, asta se întâmpla acum mulți ani de zile, eram și eu puștan și vorbeam atunci pe Mirc, era Mirc și nu mai știu ce era, Messenger, Yahoo. Plăcea la nebunie, vorbeam în fiecare zi, în fiecare noapte și la un moment dat arăta bine, era prezentabilă fata, nu știu ce, la, totul bune, totul bune și frumoase, de fapt toate bune și frumoase. Atunci când m-am văzut cu persoana respectivă, nu era ca cea care vedeam eu la cameră și în poze. Mi s-a părut puțin urățică, puțin de tot. Deci, bă, nu e ca pe cameră, nu? Dar tot a fost o noapte, prima noapte de bavardeală și pe urmă cea mai urma, nu știu ce, la. A fost o aventură, n-a mai fost o relație. În fine, așa că nu o judecați pe Anca de la Strehaia oficial, pentru că vi se poate întâmpla oricui și cred că vi s-a întâmplat și vouă, doar că voi nu sunteți persoane publice, să știe lumea de voi sau nu. Nici Anca nu este persoană publică, decât că a făcut vloguri și nu știu ce. În fine, ce vreau să zic, persoană publică atunci când apar la televizor, bam, 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 cum a fost Leo, cum a fost Alin, cum a fost eu și Pintea și cine mai fost, nu? În fine, Olga. Deci nu judecați femeia, pentru că poate ea nu și-a dorit să facă sex cu respectivul, sau poate că s-a întâmplat și acum încearcă să se scoată bazma curată, posibil și această variantă. N-avem de unde să știm. Cel mai bine și cel mai bine este să fac ea un vlog în care să spună adevărul și numai adevărul, dar fără vrăjel, fără minciun, să spună ce s-a întâmplat, mai exact. Că lumea e curioasă, nu? Probabil că are și ea acolo admiratori, oameni care o apreciază sau care o apreciau. Eu spun să nu vă schimbați comportamentul, se poate întâmpla oricui. Care e problema? Și dacă are un copil cu Cătălin și ce vrei, se poate întâmpla. Vă mai întreb eu, dar Cătălin știa unde a plecat ea? Că nu cred că a plecat ea așa de capul ei să nu-i spună lui Cătălin, văd că am plecat în Giurgiu, am o treabă. Deci, ar trebui să vă gândiți și la chestia asta. Nu l-a acuz pe Cătălin, Doamne ferește, dar Cătăline, tu nu știi unde a plecat? Hai, spune că tu trebuie să știi, nu? Doar nu a plecat de acasă și tu nu știi unde a plecat. A plecat la
maică sa sau la, pe unde mai are ea, pe la rude. Deci, treaba e nasoală, e un caz, cum să zic, serios, în care Cătălina a vrut să facă public ceea ce i s-a întâmplat, dar v-am spus, mie nu mi se pare o mare tragedie, mare șmecherie, bam, bam, și asta e ce a făcut femeia. Femeia s-a întors tot la el și asta e, cum faceți multe. Așa faceți multe dintre voi, da? Și voi faceți. Doar că nu se află. Voi știți să vă ascundeți, nu? Câte nu se despar de soți sau nu știu ce și au amanți sau invers, da? La bărbați la fel. Nu e mare tragedie, mă, nu mai trăim în eviul mediu, mă. Trăim în secolul care e acum, da? În anul 2022, da? Pe bune? Nu mai trăim ca pe timpuri, da? Suntem în 2022. În ziua de azi sunt relații moderne. Și în ziua de azi o relație normală, un an, doi, maxim, rezistă. După 2 ani de zile devine monotonie. Deci nu mai se poate, nu mai poți, nu mai îți place persoana respectivă și vrei altceva, vrei altă mâncare de pește. Te-ai săturat de aceeași mâncare. Așa se întâmplă și la bărbați și la femei, ca să știți. Și voi știți acest lucru, da? Așa că, dragă Cătălin, ți-am spus, ai nevoie de mine, ai nevoie de sfaturi, te voi ajuta. Cu mare drag, nu trebuie să intri în depresie, am auzit că tu ești un om bolnav și nu știu ce, și ia rea de muscă. Da, omul poate că este bolnav, că, da, atunci când ești în depresie, nu? Ai o problemă, nu? Dar nu trebuie să gândești așa, Cătălin, trebuie să fii bărbat, mergi înainte, continuă-ți relația cu ea și cu asta, bă, asta, pentru că tu ești făcut pentru ea și ea pentru tine, că se mai întâmplă să mai se ducă în stânga, dreapta, te duci și tu. Asta e, trăiți o relație modernă și cu asta, bă, asta, nu se mai poate o relație normală, mai ales între voi acum, după cele întâmplate, dar dacă vrei să ai o relație liniștită și nu știu ce, nu mai vorbi. Păstrează-ți relația, vedeți-vă de treburile voastre, continuați ce ați făcut și înainte, sau stați mai mult pentru băiat, să fie băiatul ok și cu asta basta. Chiar dacă aveți un băiat împreună, asta nu înseamnă că gata, te-ai legat pe toată viața cu Cătălin sau Cătălin cu tine. Nu, tată, nu. În ziua de azi se despart cupluri, se despart după ani grei de căsătorie și înainte, da? Înainte de căsătorie. Relații de durată. Mare tragedie că s-a dus Anca și și-a tras-o cu respectivul. Să recunoască, da, mă, a fost de bună voie, mi-a plăcut de el și gata, ce atâta. Măcar să spun adevărul, nu să ne apucăm acum toți, uite, Alin râdea. Nu mi se pare normal ca Alin să râdă când cineva plânge, nu? Te duci acasă la el, mai ales că ești la doi pași de el, probabil că îi împitește Alin sau cine știe ce... Dar îi dai un telefon, nu? Hai, că mi-au înghețat urechile. Bam, bam. Merg la antrenament. Astăzi, 11 martie 2022. Bam, bam. Și am ajuns iar la terenul de fotbal. Aici, chiar din corner. 4 mingi acum. Pe aia care era tare, am schimbat-o. Deci chiar de la colț de aici. Ia să vedem. Primul șut, nu-i nimic. Mingea nouă am dat. Gol, mă! N-a fost. Am dat cu cele două mingi care le-am adus. Hai să vedem cu asta. Yo! Încă nu mi-am făcut încălzirea. Abia am ajuns. Hai să vedem. Ia uite-l. Ia uite-l, mâncați-l. Hai să vedem acum. Nu-mi place de aici. Mai bine să mergeam la poarta cealaltă. Dar hai să vedem.
Da. Am desfăcut o banană, că n-am mâncat nimic pe ziua de azi. Ca să prind energie, trebuie o banană cel puțin. Lasă, mai încercăm. Am dat-o aiurea. Nu-i nimic. Vedem cu asta. Sunt concentrat pe banană. Fetelor, nu vă gândiți la prostii. Pe voi nu vă întrece nimeni. Poate arună pe banană, pe coază de banană. Hai cu golul! Oh! Bate vântul de-aia îndată așa. E că mă duc la poarta cealaltă. E că să nu dau niciun gol. Nu-i nu? Dau contra vântului, nu e ok. O duc în partea lor. Hai, bam bam! Gata, am găsit și poziția. Ia să vedem că mă duc mai departe. Se vede de aici? A? Hai că se vede. Mai departe decât ieri. Dar aici măcar nu bate vântul. Contra vine din spate, să zicem așa. Hai mă! Oh! Am băgat mingea în sacoșe. Ești nebun acá. În paporniță. Haide mă! Hai mă să mă bucur și eu astăzi, mă! Hai mă! Hai de capul, mă, pe poartă! De aici trag eu bine. La poarta cealaltă nu știu ce are. Bate vântul. Trebuie să trag tare, nu știu ce are. Și aici trag tare, dar se duce cum trebuie. Hai mă! Bară! Nu-i nimic. Asta o văd în poartă. Fiți atenți. Da. Nu e nimic. Ia să vedem. Ia uite-o, mâncați ești. Ia uite-o, hop, hop, hop. Perfect. Așa da, mingea cea nouă merge.
uite-mă la o parte, tu. Haide. De parte. Bate vântul din spatele meu. Oh! Astea au fost centrași. Nici de cum spre... spre poartă. Uite-mă! Bă, cam ia banii la check bar a fost. Uite, să plec acasă dacă dădeam și eu un gol. Hai mă cu asta, mă! Hai mă! Departe! Și o încălzire. Hai să vedem. Poate bine, dar n-am băgat mult efect. Bate vântul. Dar eu trebuie să dau gol. Hai că a fost bine. Încerc schema asta, că-mi place. Să nu uit. Hai mă. Hai să mai încercăm. A fost. Urge năsucul. Hai mă. Mai îmi place la laterală.
Ia să vedem acum. Oh. Aproape. Asta-i mă, hai mă! Doamne, n-a fost. Hai că-i bine, mă. Haide, mă! Gol, 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 gol! Gol frumos! Bine, mă! Bine, mă, băiatul! N-am mai pus camera în partea altă. Că... e ok de aici. Deci, pot să plec acasă liniștit. Am dat un gol. Hai și cu al doilea! La mama n-ai bine, am dat pe ăsta. Departe. Deci tot cu mingea care îmi place mie. Cu Nike, asta e Adidas. Hai să vedem dacă Nike a luat față la Adidas. Hai Adidas! Oh! Adică a dat în chiflă. Haide mă! Hai mă că se poate! Bară gol! Bară gol! Bun! Se poate, tata, se poate, două goluri. Hai și cu capul! Concentrăm. Ajunge. Hai că a fost bine. M-am uitat pe o gazică și când ne concentrăm, m-am uitat la gazică. Bravo. Uite una cu câine în plan depărtat. Nu știu dacă se vede pe cameră. Hai, cu golul! Hai mă! Ăsta-i gol, mă! Un pas a lipsit!
N-a fost departe. Bam, bam. Am dat o plus de jos, dar nu ea, nu? Încă o schemă. Dacă e zăpadă aici și gheață. Oh, nu merge cu asta. Ia uite-o. Ia uite-o. Ați văzut? Bun. Cine poate să facă așa cum am făcut eu? Să ridice mingea frumos. Hai mă. A fost bine în bălării. Ia câte minute am filmat? 15 minute. Cam mult. Hai. Lasă laterală. Iar în plasa laterală. Asta e mingea ideală, ia să vedem. Lasă laterală, mingea ideală, ia să vedem. Asta se duce ca luna asta. Ia uite mâncață. Mamă, atât a fost pe lângă poartă. Hai mai încercăm o dată și gata. Hai. Aproape. Asta e, mă. Hai. S-a dus bine. Mai vrem, mă?
fermec. Hai, lasă asta. Asta-i, mă! Wow, gol, 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 gol! S-a dus frumos. A dat-o încet. Bam, bam. Hai, că în câteva minute și gata. Aducem toate mingile aici. Și cu umărul. Capul. Te împiedici în zăpadă, în gheață. E terenul chiar așa de bun. Hai cu asta la altă. Gol! Ce fac eu acum e pentru promo, pentru episod. Logic. Pentru episod. Vedeți cum ridică mingea? Cine mai poate să facă așa? Oh! Hai să vedem pe asta. Nu asta, asta la asta. Ia uite. Ia uite, pară. Gata, mergem acasă, mai avem și noi treburi, bam bam.